Aș vrea să citesc două texte. Primul citesc și în vederea acestui referendum care va fi săptămâna viitoare, respectiv sâmbătă și duminică. Dacă mai e nevoie și dacă trebuie cineva să mai audă de ce vrem să fie acest adevăr în Constituție, pentru că adevărul ăsta înainte de Constituția noastră este scris în Biblie. Și nimeni nu să nu creadă că este un moft al bisericilor evanghelice sau bisericilor tradiționale din România, ci este un adevăr biblic. Binecuvântat să fie Domnul! Iată că Iisus Hristos răspunde la o grupare de farisei care vin să le ispitească. Câteodată puteți să și zâmbiți acum, îți bun și ispititori ăștia. Pentru că prin ispitirea lor, Iisus Hristos a reacționat și a spus niște adevăruri extraordinare, de care noi avem nevoie, adică aproape că învine să le mulțumesc fariseilor ăștia. Deși fariseii nu sunt plăcuți ai prin preajmă, dar câteodată au și ei rostul lor. Bun pentru noi, nu pentru ei. Haideți să auzim Matei, capitolul 19, câteva versete. Pagina 945. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Farisei au venit la el și ca să-l ispitească i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns el i-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Amin. Cred că este foarte clar, nu? Vedeți, nici Iisus Hristos nu și-a permis, în textul ăsta vă mai țin un pic în picioare, să spună: asta este părerea mea. Și a zis: n-ați citit? Pentru că tot timpul orice adevăr fundamental trebuie să se regăsească în Sfânta Scriptură. Noi credem într-un Dumnezeu al Bibliei. Adevăratul Dumnezeu este Dumnezeul Scripturilor. Deci îmi pare rău că uneori și noi evanghelicii l-am făcut pe Dumnezeu uneori moldovean, alteori bucovinean, alteori oltean, alteori ardelean. Dumnezeu adevărat este Dumnezeul Bibliei. Să nu uitați asta, da? Sunt foarte multe influențe, sunt foarte multe obiceiuri, dar astea sunt ale noastre, foarte multe încredințări și astea sunt ale noastre și să le păstrăm, să nu le impunem la nimeni niciodată, dar să știți, ceea ce rămâne în picioare este cuvântul lui Dumnezeu. Și vă rog, indiferent dacă vă supăr pe careva, chiar n-am nicio problemă, deși nu vreau asta, să credeți în Dumnezeul Bibliei. Și apropo de a spus Mitică, prezentați copiilor voștri în Dumnezeu al Scripturilor, nu în Dumnezeu al vostru, că s-ar putea să fie foarte dezamăgiți mai târziu. Amin. Așa că Iisus a spus: n-ați citit? Asta era ideea pentru farisei. Bă, ați citit sau n-ați citit? Este scris. Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Așa că ce discuție, ce să mai filozofăm aici? Despre ce să vorbim aici? Textul al doilea este Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 22, până la final. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Deci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag,
ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Vă rog să vă reașezați. Pornim la drum. Pentru mine va fi un drum mai lung de parcurs și pentru voi, că va trebui să ascultați câteodată și să asculți greu, dar să vorbești vă promit că e și mai greu. Totuși, între a asculta și a vorbi, ascultarea este mai simplă, în poziția asta cel puțin, și nu în sensul a împlini. Aia acolo e o bătălie mai grea. De aceea vă invit să vă rugați pentru mine, să-mi dea Dumnezeu înțelepciune și putere, da? Nu vreau să fie ceva teoretic asta, adică să vă rugați pentru mine, ci chiar să o faceți. Da? Chiar să o faceți. Din când în când așa prin, Doamne ajută-L, Doamne ajută-L, da? Amin. Mă duc prin bisericile fraților romi, ei când am câte o pauză așa, și Doamne, dă-i putere, Doamne ajută. Și să știți că se întâmplă ceva atunci. Pentru că ei simt atunci că am nevoie de încurajare și exact așa și iese. Și oricine slujește public prin cântare și prin orice, știți foarte bine că atunci când simți oamenii că-s lângă tine, că sunt acolo, pe undă, pe linie, ai curat să cânti, să mergi înainte, dar când simți așa că e un blocaj, îți pierzi cuvintele, îți pierzi melodia, îți pierzi linia și te rogi, Doamne ajută-mă să pot duce până la capăt. Nu cred că e cazul aici, de aceea Bunul Dumnezeu să ne dea lumină și călăuzire, să vorbim de acest subiect. Nu cred că o să vă spun ceva lucruri foarte noi, dar poate că o să ne readucem aminte niște lucruri foarte importante pentru această, cum o numesc mulți și pe bună dreptate, această celulă a societății care este familia. Familia este foarte importantă pentru că pe bună dreptate se spune, din familie pleacă totul. Familia trebuie să fie prima ta biserică. Da, prima ta biserică este familia ta. Și că dacă careva n-ați ajuns să fiți pastori sau conducători, nu fiți supărați pentru că aveți o posibilitate extraordinară să fiți pastori și conducători în casa voastră. Și trebuie să fim preoți acolo. Slujba asta preoțească este pentru toți copiii lui Dumnezeu. Toți bărbații trebuie să fie preoți în casa lor. Biblia spune că am făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul cel viu. Prin Hristos am primit preoția universală. Că toți mântuiții lui Dumnezeu sunt preoți. Putem să spunem laudă lui Dumnezeu pentru asta? Pentru că atunci când nu-ți place de pastorul bisericii, dovedește că tu ești mai bun și fii un pastor bun pentru familia ta. Pentru că de acolo pleacă tăria bisericii. O biserică este slabă, să știți că acolo sunt foarte multe familii slabe. Când o biserică este puternică, înseamnă că acolo sunt niște familii puternice. Ceea de fiecare dată, la fiecare nuntă, mă rog pentru toți mirii, Dumnezeu să facă din familia aia, din ziua aceea, o familie sănătoasă și puternică. Pentru că asta este una din marile nevoi ale bisericii de astăzi. De familii tari, puternice, care să fie în voia lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta! Unul din lucrurile care aduc liniște, pace și fericire în viețile noastre este cuvântul ăsta, mă simt împlinit. Știu că putem defini fericirea în foarte multe forme, dar vreau să rămânem pe Biblie. Eu întâlnesc și dumneavoastră foarte mulți oameni neîmpliniți în bisericile noastre. Și e ușor de citit. Nu ascund niciodată că un slujitor al Dumnezeu poate să vadă în general mai bine decât altcineva care nu este implicat efectiv în lucrarea asta. Și deși nu vă dați seama de multe ori, am spus și aseară, pot să văd într-o familie când intru dacă acolo există împlinire sau nu. Știu că noi putem, în general, când vin oamenii în preajma noastră să jucăm nițel teatru.
Dar până la urmă niște gesturi, niște trăsături trădează. Dacă persoana este o persoană împlinită, o văd relaxată, o văd în regulă. Știți că Dumnezeu nu a avut să creeze prin actul ăsta sfânt al căsătoriei o mulțime de frustrați. Există o carte pe care a scris-o John Dobson, Căsătoria, împlinire sau frustrare. N-am copiat nimic de ea, dar am citit-o cu ceva ani în urmă și mi-a plăcut, m-a atras foarte mult titlul ăsta. Și să știți că așa este. Căsătoria ori este o împlinire, ori este o mare frustrare. Pentru că nu este un act pentru o săptămână, peste două, că reziști. Este un pas care trebuie să-l faci pentru tot restul vieții. Și imaginează-vă dacă în oaza asta, care ar trebui să fie marea împlinire, nu-ți găsești împlinirea. Cât de trist este, cât de greu este și pentru asta trebuie să luăm foarte în serios povestea asta familiei. Dumnezeu a creat familia, binecuvântat să fie numele Lui, pentru împlinirea nevoilor noastre. Așa când Dumnezeu s-a uitat la Adam, a văzut în perfecțiune că ceva nu era perfect acolo. Deși era în perfecțiune, ceva nu era perfect. A văzut în el o zonă de neîmplinire, o nevoie care nu era împlinită. Acum există o discuție în lumea teologilor, vă spun așa, ca să o mai măcinați și voi, nu? Zice, Dumnezeu a constatat asta sau Adam a determinat pe Dumnezeu să constate că el era, nu era în totalitate împlinit acolo. Și Dumnezeu a zis că a văzut treaba asta și a zis, nu e bine că omul să fie singur. Sigur că Adam s-a prins și a simțit nevoia asta și din imaginea pe care a văzut-o, că toate erau câte două perechi, toată lumea creată și el era singur. Și vreau să vă spun un lucru aici, care probabil că nu se prea spune, dar acum suntem într-o conferință, să-i spun așa, de familie, și ține că toate animalele au trecut în fața lui și nu au găsit nici una ca să se potrivească. Ciudat că omul modern, nebun de astăzi, că nu pot să-i spun altfel, simte că îi se potrivește la un moment dat și altceva. Ca să vedeți ce deviație. Imensă. Trebuie să vă spun asta. Că asta până acolo poate să ducă păcatul și nebunia și diavolul. Zic, nu mai îmi trebuie femeie, nu mai îmi trebuie aia, nu mai îmi trebuie aia, mă potrivesc cu altceva. Toate astea, uneori așezate pe ideea asta, bă, așa s-a născut el, așa s-a născut ea, și mai departe. Sigur că și cine s-a născut cu o anumită boală, să știți că uneori este tot rezultatul și o consecință a unor păcate care poate părinții lor sau generația lor le-a făcut. Așa că vreau să mă adun și să vă spun că Dumnezeu dorește foarte mult ca soția și soțul și familia să fie o familie împlinită. Vă întreb, să credeți că mai există familii împlinite? Așa cum spuneam tinerilor la seară, ei nu trebuie să-L aleagă pe Dumnezeu, pentru că noi, mulți care avem rolul ăsta să intrăm cu ei în dialog, îi determinăm și îi obligăm și noi le spunem. Ei trebuie să-L aleagă pe Dumnezeu pentru ca să fie fericiți, pentru că nu este opțiunea asta în sensul că mai există a doua, ci este singura. Îți poruncesc, a spus Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Pentru că asta înseamnă cu adevărat împlinirea și fericirea unui individ. Omul nu poate să-și regăsească echilibrul lui și fericirea lui și pacea lui și liniștea lui numai în Cel care l-a plămădit și l-a creat. Și acesta este Dumnezeu. Asta este o logică, este ceva rațional. În Dumnezeu te-a creat și te-a plămădit, n-ai cum să-ți găsești echilibru în altă parte. Nu, este imposibil asta. De aceea noi avem misiunea asta să le spunem oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu, nu pentru că noi am fost educați așa, ci pentru că oamenii trebuie să facă asta. Domnul să binecuvânteze România, Dumnezeu să binecuvânteze oamenii, Spania și pe noi toți. Amin. Ca să fim împlinit, Dumnezeu a pus trei nevoi fundamentale în tine și în mine. După aceea o să vorbesc de trei nevoi specifice care le-a pus în femei, în soții și trei nevoi specifice care le-a pus în bărbați, ca să nu fie nicio supărare, da? Dar primele trei nevoi sunt fundamentale, sunt pentru toți.
Dacă aceste trei nevoi nu sunt împlinite, persoana aia nu poate să fie fericită. Puteți să vi le notați, puteți să le memorați, nu sunt grele, dar totuși le așez în fața dumneavoastră. Prima nevoie fundamentală și cea mai mare nevoie pe care Dumnezeu a pus-o în noi și dacă ea nu este împlinită, nu ai cum să fii fericit. Este nevoia de Dumnezeu. Lumea asta n-are cum să ajungă la un echilibru. Lumea asta să destramă sub ochii noștri. Eu spun de multe ori și cei care se droghează, și cei care s-au aruncat în lumea plăcerilor, și cei care s-au aruncat în lumea beției, și cei care fac tot felul de păcate, să știți că undeva în adâncul lor, am discutat cu oamenii aceștia, a fost o durere, o frustrare, o neîmplinire și au plecat cumva să se răzbune pe viața lor, pe Dumnezeu și chiar pe ei însăși. Mulți mi-au zis, zice, am vrut să mă răzbun pe mine. Și mare prostie asta. Și oamenii își dau seama că atunci când îl pierd pe Dumnezeu, deci nu mai au nimic. Nu mai știu în ce direcție să o ia. Și atunci aș pierd rostul pe pământul ăsta. Iar păcatul este cumva înnecarea unor amărăciuni, a unor mari neîmpliniri. Să știți că ei arată și îți vor spune tot timpul, suntem fericiți, suntem fericiți. Ei sunt cei mai nefericiți oameni. Am discutat cu un tânăr aici, simpatică seară, nu știu dacă este aici acum, și mi-a spus că el nu crede, bla bla, nu mai intru în discuții despre, și i-am spus, înspre ce te zice, eu nu știu. Vreau să vă spun tuturor, revolta aceasta, revolta, deci păcatul este o revoltă interioară pentru o mulțime de neîmpliniri pe care persoanele acestea le-au trăit și le-au experimentat. Și atunci ei nu sunt fericiți, ci vreau să-și adăpostească toate durerile în ieșirile astea, în decor. Dacă ai timp să stai cu ei de vorbă și cumva Dumnezeu le înmoaie inima, ei cedează și spun asta, 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 asta. Cea mai mare nevoie care poate aduce împlinită, care poate aduce în viața noastră fericire, este nevoia de Dumnezeu. Glorie Doamne! Blaise Pascal a spus că omul are un gol în inima lui de forma lui Dumnezeu. Exact forma lui Dumnezeu, ca la puzzle, da? Există acolo imagine, copila să vă predic și vouă, da? Există acolo imagine, orice piesă ai lua-o de păstea, nu se potrivește, nu? E piesa aia cu copacul. E tăiat așa, exact, are o formă. Vrei să o pui acolo, e tot verde, e tot așa. Nu se potrivește nicăieri. Are un loc fix unde se potrivește. Dumnezeu a pus un gol în sufletul omului, a oricălui om de pe planeta asta, de forma lui Dumnezeu. Încă o dată vă spun, oricare om de pe planeta asta are în el această formă și până care reprezintă pe Dumnezeu și până nu ajunge omul să își umple golul ăsta cu Dumnezeu, el este nefericit. Știu că luăm alte bucăți care spunem noi, bă, asta seamănă la fericire, banii, bagă acolo. Are un colț care nu intră. Și ce se împinge acolo? Și mă, nu m-am împlinit. Poți să iei altă bucată, să spui, asta mă împlinește. Tot îl bagi acolo și... Solomon, am spus puțin, am predicat aseară de el, zice, am vrut să văd ce este de folos pentru fiii oamenilor și ce îi fericește pe oameni. Am vrut eu să fac nebunia asta. Câteodată îmi vine să mă plec în fața lui, bine că ai făcut o chestie în fel de cobai pentru noi. Zice, am vrut să fiu mare și am fost mai mare decât toți. Am vrut să am multe lucruri și am avut ce n-a avut nimeni, cirez, oi, piscine, lacuri, iazuri. Nu a fost nimeni care să fie avut atâta bogăție cât am avut eu. Și zice, am vrut să le dau ochilor. Și tot ce au vrut ei le-am dat. Asta e maxim. Tot. Vă dați ochii ăștia cât e văd. Și vrea asta, a avut posibilitatea să le dea ochilor tot ce au vrut ei. Și ce bucurie, mă refer la bărbați acum, bucuria tuturor fiilor, oamenilor, o mulțime de femei am avut. Îmi cer iertare puțin pentru copii, da? Și zice, după ce m-am uitat cu băgare de seamă și le-am luat toate să le înfing acolo în inima mea, sunt împlinit, de ce ești împlinit? Îs mare? De ce ești împlinit? Am? De ce ești împlinit? Mă bucur, mă desfătez. După ce m-am uitat, zice, bă, nu se potrivește niciuna din asta.
Și am tras concluzia, zice, m-am uitat atent la toată povestea asta și totul e o teșertăciune și o goană după vânt, nu este nimic trai nidisoare. Și atunci a încheiat și clase cartea Eclesiastului la maturitate și la bătrânețe și a zice, rostul oricărui pe pământ este temete de Dumnezeu și împlinește poruncile Lui. Să spunem din toată inima gloriei Lui Dumnezeu. N-aveți nicio șansă, nici dumneavoastră, nici noi, să gustăm împlinirea fără Dumnezeu. Și dreaptă cântarea aia, eu de tine am nevoie, mare, mare. Orice om are nevoie de Dumnezeu și asta e cea mai mare nevoie a vieții tale. Domnul să te binecuvânteze, ești tânăr, ești bărbat, ești femeie, alergăm ca niște nebuni pe pământul ăsta, să adunăm, să facem, să trecem, să facem multe lucruri. Nu uitați de Dumnezeu, predica de vineri seara. Nu uitați pe Dumnezeu, că toate se pierd, aleluia! Joi seara am spus la ei una dintre cele mai ciudate rugăciuni din Biblie. Una, mai multe. Un om a zis lui Dumnezeu, Doamne, am o rugăminte la Tine, care nu-mi da bogății. Când ați auzit ultima dată rugăciunea asta? Doamne, dăm, Doamne, făm, Doamne, mai am nevoie numai să-mi termin asta, să termin bucătărie și după aia apare încă o bucătărie, să-mi iau mașina asta și după aia mai vreau și la nevastă, după aia iau și la prunci, mai vreau asta, mai vreau toată lumea, tot cerem. Ați avut vreodată ceva, Doamne, nu vreau să-mi dai bani, am mers direct, nu vreau bogății, nu vreau, nu mai vreau. Am umplut hambarele, nu mai vreau. Nu, Doamne, că m-am gândit să le demolez, să fac altele mai mari. Ăștia suntem noi. Știți de ce vrem asta tot mai mult, mai mult? Pentru că crezând că tot mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult vom fi fericiți. Și de fapt cu tot mai mult, de fapt suntem tot mai străini, tot mai nefericiți, tot mai pustii, tot mai greu merge familia, intră familia niște probleme extraordinare și a zis, Doamne, te rog să nu mai îmi dai bogății. Nu vreau nici sărăcie, dar nici bogății nu mai vreau. Pentru că mi-e frică ca nu cumva în bogăția asta să uit de tine. Asta e. Prima nevoie fundamentală a vieții tale și a vieții mele este nevoia de Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune. De aceea a zis Iisus, căutați mai mult decât orice pe pământul ăsta. Căutați împărăția lui Dumnezeu, căutați-L pe Dumnezeu, căutați neprihănirea. Și toate celelalte lucruri pe care neamul le caută, eu, Domnul, vi le voi da pe deasupra. Puteți să spunem un amin? O a doua nevoie fundamentală, după cea mare de Dumnezeu, este această nevoie de părtășie, nevoia de a avea, Dumnezeu ne-a făcut niște ființe sociabile, nevoia aceasta de părtășie. Și aseară și zilele astea ne-am dat seama ce frumos a fost. E frumos să fim împreună? E o nevoie a noastră, omul nu rezistă singur. Când Dumnezeu s-a uitat la Adam, el a simțit că e singur. Și pentru că a simțit să singur, are nevoie de părtășie, are nevoie de treaba asta. Omul rezistă fără apă, fără mâncare, fără asta, dar omul nu rezistă singur. Singur. Știți că una dintre cele mai grele boli a societății în care dumneavoastră și cu mine trăim este singurătatea. Deci foarte mulți oameni suferă de singurătate. Este acel sentiment că nu te bagă nimeni în seamă. A fi singur nu înseamnă neapărat că nu mai sunt oameni în preajma ta. Una din statistici spune că deși suntem o generație care suntem cei mai mulți pe metru pătrat, ne înghesuim pe metrouri, cu mașinile, nu avem parcări, nu, totul nu avem parcări, nu avem, ne batem cap în cap unii de alții când intrăm, când ieșim, ci niciodată oamenii nu au fost mai singuri decât astăzi. Niciodată omul nu a fost mai singur decât astăzi. Păi am văzut, ca să râdeți un pic, am văzut un soț și o soție la mine pe stradă cu ani în urmă, că el vine din oraș și ea mergea cu o viteză ieșită din comun și într-un stres maxim, că nu s-a văzut unul pe altul. Ăștia suntem noi. S-ar putea să stăm în cameră la un moment dat și oh, ești aici? Și știu foarte mulți oameni căsătoriți care sunt foarte singuri, și el și ea. Pentru că nevoia asta de părtășie, de comunicare, nu este împlinită. Ca să vă mai spun că poți să stai ani de zile cu o persoană în casă să nu o cunoști. Pentru că nu poți să cunoști un om dacă nu vorbești, dacă nu-ți deschizi inima, dacă nu comunici. Mergem fiecare pe banda noastră ca pe
autovia asta, cum îi spune, unul încolo, unul încoace, unul încolo, unul încoace, și ne trezim bătrâni. Mie la bătrânețe poți să spui că, uite, frate Gabi, am o casă, 2, 5, 9, dar în inima acelui om n-a fost niciodată o împlinire, o părtășie. Cineva mi-a dat o replică așa destul de acidă, dar după aia mi-am dat seama de ce mi-a dat-o. Pentru că persoana era foarte frustrată. Eu am zis la o nuntă în biserică că în ultimii ani de zile mi-e din ce în ce mai greu să plec, și valabil să vă spun și asta din nou, și 3-4 zile este maxim când plec de acasă în orice evangelizare, când mă duc singur, pentru că nu mai pot fără ea, fără nevastă mea. Nu la ce vă gândiți imediat, pentru că m-am învățat cu ea, este o parte din mine și cel mai bun loc și mai confortabil în care mă simt este în prezența ei. Acolo mai sunt cel mai liber, cel mai în regulă, acolo pot să-mi pun inima pe masă, acolo și ea la fel. Sigur că avem 24 de ani împreună, e normal să fim acolo, dar puteam și să nu fim. Da? Și când am replica acidă, m-am dus la masa lor acolo la restaurant și du-te la nevastă ta, că tu nu poți fără ea. Știi cumva că i-am rănit prin cuvântul care l-am spus la biserică, la nuntă. Sigur că acum am văzut că persoana aia chiar are mari probleme în familie. Că a durut asta. Adică, bă, mie de ce nu mi se întâmplă asta? Deci că acolo a pornit replica. Du-te! A făcut-o din durere. Nu fiți supărați pe oameni, pentru că multe din cuvintele care vi le spun și vă rănesc și vă lovesc, este pentru că ei au probleme. Să țineți minte, vă spun un lucru foarte mare acum. De aceea trebuie să iubiți pe oamenii ăștia. Nu este simplu atunci să aștepți să primești o săgeată, da? Să știi întotdeauna că după săgeata aia este o durere, și dacă tu, Dumnezeu, te folosește ca pentru persoana aia și persoana aia să schimbă, o să spună ea și el după aia de ce au vorbit atunci așa. Așa că să fim aproape de oamenii care ne rănesc, pentru că ei sunt răniți. Cei care rănesc sunt răniți, să știți asta. Știu, câteodată îi poartă și diavolul. Dar de foarte multe ori sunt persoane rănite, neîmplinite, frustrate, agitate. Mai zic și lui nevastă mea, câteodată eu având mai multă experiență pe zona asta, zice, bă, nu știu mă ce să uită, ce așa, ce... Păi zice, bă, ea nu trăiește împliniri și ne tot vede pe noi aici. Evit câteodată în public să fac gesturi foarte delicate pentru soția mea, pentru că îmi dau seama că câteodată lovesc pe alții. Deci, o a doua nevoie foarte importantă este nevoia de părtășie, nevoia de comunicare, nevoia de a avea pe cineva lângă tine. Omul suferă cumplit când este singur. Am văzut treaba asta, că oameni care s-au iubit foarte mult și au stat împreună zeci de ani ca soț și soție și au fost atât de sudați și de uniți unul lângă celălalt, când Domnul a hotărât să plece unul dintre ei acasă, celălalt n-a mai trăit mult. La alții au început să trăiască mai bine după ce au plecat. Știi că unul a făcut o replică, că suntem la familie și o să împletim așa umorul cu durerea și cu bucuria și cu toate. Zice, știu cum mă simt mai bine și spune și așa, ea vorbea. Și nesotul lui zice, ai grijă dacă cumva mor, nu cumva să te însori. Știți că toți mai facem glume prin familie de asta. Și el a dat o replică, eu nu am așa mai tăcut, dar nu m-am așteptat la asta. Și nu o să am eu norocul ăsta, zice. Asta ca să vedeți cum stau lucrurile câteodată. Sunt momente așa când cade perdeaua. Avem nevoie de cineva lângă noi, pentru că Dumnezeu nu vrea să fim singuri. Să știți că unul din momentele cele mai cumplite pe care Iisus Hristos le-a trăit când și-a dat viața ca jertfă pentru noi a fost momentul singurătății. Știți, nu? Știți că unul din strigătele lui Iisus de pe cruce a fost strigătul singurătății. Dramatic, sfâșietor. Mi se ridică pielea pe mine când a strigat Eli, Eli,
Lama Sabactani. Dumnezeul, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Era pentru prima dată din toată veșnicia din univers când Dumnezeu și-a întors fața de la Fiul Său. Știți de ce și-a întors-o? Pentru că Fiul Său a fost făcut păcat. Și Dumnezeu nu putea privi păcatul. El a fost făcut păcat pentru noi, pentru că în această dimineață noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Glorificat să fie numele Domnului. Glorificat să fie numele Domnului. Citiți Isaia 43, Dumnezeu prezintă o relație de dragoste între El și Israel ca într-un bărbat și o femeie. Și spune acolo, la un moment dat, Dumnezeu acceptă că și-a întors fața de la Israel și spune, câteva clipe te părăsisem. Câteva clipe. Era și profetic, dar era și direct pentru Israel. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Singurătatea este o realitate. Familia trebuie să fie locul în care această singurătate să fie spulberată. Și prin unitatea dintre un bărbat și o femeie, Dumnezeu elimină și spulbere singurătatea. Mă rog pentru orice familie care este aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze să fiți într-o părtășie reală. Să nu stați în casa voastră ca doi oameni pustii. Se spune că o familie intră în criză atunci când nu mai au ce să spună unul celuilalt. Și te gândești ce subiect poți să ai să mergi 24 de ani sau 30 sau 40 sau 50, fratele care a cântat nu știu câți ani are cu soția împreună. Zice, singurătatea începe devastator atunci când nu mai au ce să spună unul celuilalt. Acei oameni au încetat să mai iubească. Pentru că iubirea tot timpul are de spus ceva. Nevasta tot timpul mă acuză că nu i-am spus tot. Dar eu am niște probleme lunea când devin un fel de mut, adică mâine. După 5 predici cu ajutorul Dumnezeu și cea de diseară, lunea nu prea vorbesc. Am bine că eu am învățat asta, dar tot nu-i place. Nu-i place să tac. Iar taci! Dar ea trebuie să-mi suporte și tăcerile. Dar mulțumim lui Dumnezeu că avem ce să ne spunem. Și nu trece o zi lăsată de la Dumnezeu și când plec să nu conversăm prin mesaje. Sigur că asta ar fi pentru niște tineri îndrăgostiți. Dar asta este valabil după 24 de ani, avem ce să ne spunem foarte multe. Nu știu cum sunteți voi, soții și soțiile, dacă mai aveți să vă spuneți ceva. Este foarte ciudat că văd niște bărbați de multe ori care n-au ce să spună soțiilor lor, dar în schimb sunt de neoprit când vorbesc cu prietenii lor la cafea sau în altă parte. Atât de vorbăresc sunt când te duci acasă, tot pe telefoane. N-am chef, n-am. La fel și nevestele. Niște vorbărețe când te întâlnești, niște asta se explică și luna de pe cer. Când sunt cu bărbaților, deodată devin niște tăcute extraordinare. Replica soției unei prieteni, când am fost cu ei, am zis, el are un simț a umorului ieșit din comun, foarte, mă înviorează când sunt cu el, dar cu bun simț. Și zic ei într-o zi, zic, cred că tu nu te plictești niciodată cu ăsta acasă. De ce crezi că acasă face ceva și zice ceva acasă, nu zice nimic. Deci era foarte distractiv cu alții, dar nu cu nevastă. Ceea ce mi se pare grav. Foarte grav. Și nu fiți vorbărețe și vorbăresc cu alții, pentru că voi înși vă, ca soț și soție, aveți nevoie de comunicare. Unul dintre cele mai puternice puncte pentru o familie puternică este a comunica și a vorbi unul cu celălalt. Una din expresiile dragostei, să știți că nu este banul, ci a vorbi. Citiți cântarea cântărilor, că e frumoasă, de-aia au lăsat-o Dumnezeu în Biblie să o citiți. Este dedicată pentru soț și soții. Deși de multe ori tinerii vor să o citească. Este pentru soț și soții. Ar fi bine odată pe săptămână să o citească și bărbatul și femeia. Acolo, la un moment dat, persoana aia îndrăgostită spune, fă-mă să-ți aud glasul tău, căci glasul tău este dulce.
Vă dați seama că una din expresiile dragostei este a vorbi. A vorbi, a comunica. Într-adevăr, când o persoană nu mai vorbește cu celălalt, sau ce spun, e în joc dragostea voastră. Sunt o grămadă de bărbați în lumea asta care vor să suplinească povestea asta cu dialogul și comunicarea și cumpăr la nevastă câte o geantă, câte un cadou și ea dragă că plec. A umblat mult prin lumea asta replica unei femei, zice, îmi vine să-i dau cu toate gențele în cap. Eu n-am nevoie de genți, eu am nevoie de el. Părtășie înseamnă a comunica. Și asta este o nevoie fundamentală pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre noi, fără nicio diferență. Doamne, ajută-ne și Doamne, vindecă inima noastră. Părtășie înseamnă a petrece timp împreună. Sigur, nu mă supărați niciodată, asta este o întrebare care vine logic, văzând când umblu. Când mă întrebați, frate Gabi, tu mai stai pe acasă? Și aș vrea să răspund acum, mai ales că știți, sunt filmat. Să știți că stau foarte mult acasă. Și câteodată am făcut cu oamenii de business din zona mea, am vorbit cu ei și am făcut un calcul cât stăm bărbații mai mult cu soțiile noastre. Și am câștigat bătălia, de departe. A avea părtășie cu soția ta înseamnă a petrece timp împreună. Nu zic că sunt campion aici. Sunt alții mult mai buni decât mine. Slujba mea mă privează puțin de ceva. Dar atunci când sunt acasă, sunt acasă. N-ai cum să trăiești împlinirea acestei zone dacă nu petrești timp împreună cu persoana care Dumnezeu a pus-o lângă tine. Cel mai important cadou pe care poți să-l faci soției tale, bărbaților, vă vând un secret azi, trebuie să plătiți pentru el. Dumneavoastră nu mă auziți acum. Bărbaților, cel mai bun cadou pe care poți să-l faci lui nevastă ta este timpul. Deci dacă dumneavoastră vă faceți timp pentru ele, dacă tu direct îți faci timp pentru nevastă ta, este cel mai bun cadou. Dragă, azi mi-am pus câteva ore la dispoziție pentru tine. Uite, așa e să fac picioarele. Aproape că începe să plângă. Vorbești serios? Dar nu mai vine încă o familie și încă două. Nu vine nimeni, numai noi doi. Nu e niciun secret. Acum, la sfârșitul august și începutul septembrie, am avut o săptămână de vacanță, ne-am luat-o așa, am plecat, numai eu și cu nevastă mea. Copiii sunt foarte importanți să nu fie supărați. I-am dus în altă parte înainte, dar să țineți minte, copiii au rostul lor, dacă să putem să-i creștem pe ei, trebuie noi să fim bine. Corect sau nu? Dacă noi tot timpul suntem agitați și frustrați, cum îi creștem? Și eu nu pot fără copii. Ia să mai pot și fără copii. Și la punctul ăsta vreau să vă aduc un psalm foarte important. E o interpretare a mea. Putem să ne batem pe interpretarea asta, nu-i problemă. Dar nu acum. În discuție am vrut să zic, nu în altceva. Este vorba de, mi-a venit în minte acum, de psalmul 128. În versetul 3 spune așa: nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Și eu spun așa, partea asta de verset nu se referă la copii. Nevasta ta este ca o viță roditoare, nu se gândește, da, ea e vița de vie și copiii strugurii, nu e asta. Știți de ce spun asta? Pentru că mai jos, următoarea parte din verset se referă la copii. Copiii tăi stau cu niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Aici sunt două imagini. Una este vița de vie, suntem aici la Roda, nu? Aici sunt struguri și vița de vie. Și ce bine că sunt în Spania, că vă pot să-i explic că a doua este măslinul. Și măslini aveți pe aici. Deci odată nevasta e viță de vie și după aceea e măslin. Când vorbește de vița de vie, spune de rodire și când vorbește de copii, vorbește de măslin. Copiii sunt lăstari de măslin. Păi dați-mi voie să spun că o femeie sau o soție prima dată trebuie să fie nevastă și după aia să fie mamă.
Unii din bărbați au făcut din ea numai mamă. Ești mamă, crește copiii. Bă, dar nevastă când mai sunt? Nevasta, soția trebuie să fie soție pentru că rodirea în prima fază a viței de vie înseamnă tot ce este mai frumos ca și caracter într-o familie este dată de nevastă. Ea este rodirea, ea este parfumul, ea este tot ce e frumos. Zice, bă, o femeie zidește casa dacă e înțeleaptă. Spuneți toți bărbații acum, amin. Când vii acasă, ea împrăște un aer, este nevastă ta. Tu trebuie să-i raportezi la ea, bărbatului care mă auzi azi, ca la o nevastă. Nu ca la o mamă care doar crește copii. Ce mai trebuie să-i mai dai și câte o pauză de copii. Am un prieten italian, păstor, și mi-a povestit odată, și exemplul ăsta este exact la fix. Deci vin acasă, vreau să vorbesc cu nevastă, mi-am stau cu el în masă, și vine primul copil cu o cămașă. Mamă, calcă-n cămașa! Vine unul, vreau asta, vine unul, vreau asta. Și când am văzut treaba asta, și m-am revoltat în mine, bă, erau copiii mei. Și m-am revoltat și am zis, stop! Și toți copiii mei au rămas blocați, că erau mari, mărișori. Și ce? Și bă, persoana asta la care voi tot îi dați, e nevastă mea. Deci înainte să fie mama voastră, e nevastă mea. Eu m-am însurat cu ea, eu am luat-o pentru mine, nu pentru voi. Te duci și scalci cămașa, te duci și scalci papucii, te duci și faci asta, pentru că eu am treabă cu nevastă mea. Voi plecați la treaba voastră. Stop! Și voi am văzut că ei mi-au luat nevastă. Foarte simpatică. Vă rog să nu, stimați copii, vă rog să nu ne luați soțiile. Deci, bă, niște limite acolo. Da? Stimați bărbați, nu faceți din cele care ați mers la braț cu ele doar mame. Bă, lăsați-le să mai fie și soțiile voastre. O plimbărică, o ieșire, o așa. Să simte și ele, bă, că sunt miresele voastre pe care le-ați luat. Nu faceți din ele numai mame, să spele, să calce, să facă mâncare și atât. Da, toate femeile ar zice amin la punctul ăsta, dar nu le dau voie. Dumnezeu a pus o nevoie în noi, nevoia de părtășie. Doamne, cum trece timpul și mă gândeam că ce zic o oră jumate. Dumnezeu a pus în noi nevoia aceasta de părtășie. Dumnezeu să elimine din viețile voastre orice formă de singurătate. Amin. O a treia nevoie care Dumnezeu a pus-o în noi este nevoia de semnificație. Deja cumva am atins-o. Semnificație, știți ce înseamnă, că doar sunteți niște oameni foarte deștepți, adică vrem, prin ceea ce facem, să ne simțim valoroase și valoroși. Bă, unde trebuie să te simți cel mai bărbat? Acasă! Vezi, prin biserică, așa, mai ales la sfaturi frățești, unii care vor să arate că-s bărbat. Și-mi vine câteva să, bă, arată-te bărbat la tine acasă, nu aici în biserică. Acasă-s cuminți. Și pentru că acasă sunt destul de cuminți, unii să arate și ei semnificați. În biserică. În tot felul de... Să mă iertați, bărbați. Dar nu sunteți aici niciunul, nu? Surorile. Unde poți să fii tu femeie, să te exprimi, să spui punctul de vedere? În casa ta. Dar pentru că o parte dintre femei nu prea reușesc să-și deschidă gura acasă, câteodată își deschid gura în altă parte. Se întâlnește cu aia, cu ăla, acasă. Pentru că știți cum e? Are o nevoie. Când vrea să zic acasă, taci tu din gură. Și vreau să spun, taci din gură. Vreau să spun, lasă, nu te băga tu. Și pare și ea o nevoie. Bărbatul are o nevoie, Dumnezeu a pus-o în ea. Să se simte importantă. Bun, nu se poate simți importantă în casă, să se simte cu vecina la cafea. Dacă se simte important acasă, e foarte echilibrată când merge în altă parte. Bă, când am de spus ceva, eu acasă spun. Ca să nu mai spun, în unii, când sunt o parte și așa, și cote, și lovituri, ce... mai prins de mână, strângi tare, 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 îmi spui unul odată,
bă, ce-o strânge ăsta pe nevastă, dar ea n-avea oprire. Era frâna, dar nu funcționa. Îi rupea mâna asta și o astră de ea suporta durerea, zice, nu mă las, dau înainte. E o nevoie. Nevoia de a se simți importantă și important. Dumnezeu a pus-o în noi. Cum a rezolvat pe Adam cu semnificația și cu părtășia, nu v-am spus, dar știți, a construit-o pe Eva. Și-o rezolva punctul 2. Punctul 3 l-o rezolva pentru că atunci când o crea Dumnezeu toate animalele, i-o zi lui Adam, tu le dai nume. Așa că dacă elefantul se numește elefant azi, Adam e vinovat pentru asta. Toate numele tuturor animalelor și a păsărilor pe pământul ăsta, porumbei, așa și mai departe, Adam le-a dat nume. Vă dați seama ce deștept era? Dar și de ce l-a pus Dumnezeu să facă asta? Să se simte important. Zic, bă, dacă vrei să te simți valoros, tu faci asta. I-a dat să păzească, să coordoneze, pentru că e nevoie de împlinirea acesteia. Semnificați. Uitați-vă un copil și băia desenează aici ceva. Am și o nepoțică. Desenează, dragă, aici. I-am făcut asta. Tot timpul ei au nevoie de semnificați. Și ea nu-i băga în seamă un pic. Să vezi tu ce... Îți spun ei predic asta. Noi vorbim. Acum ești! Minte naș, nu mai vezi cum răstoarnă ceva, că ei se descurcă. Nu-l bagi în seamă, nu mai vezi. Vâh, jos! Ce ai făcut? Aha, m-a băgat în seamă. Ia cum râd, nu? Ei tot timpul fac o năzbâte pentru că voi nu-i băgați în seamă. Și eu nu-i bag în seamă. Nu-i bag în seamă, sparg un farfuriu asta, bă, și de ei pleznești câteva, dar zici, tot e important. Nu suportă chestia asta. Să știți că nici noi nu suntem la fel. Suntem la fel. Și noi spargem ceva, facem ceva, și nu mai băgat în seamă, acum mă bagi. Aceasta este nevoia de semnificație pe care o aveți în voi. Nu este ceva păcătos. Nu trebuie să o asociați niciodată cu mândria. Faptul că cineva vrea să facă ceva în biserică, vrea să cânte, vrea să mute scaunul dintr-o parte în alta, este o nevoie legitimă. De aceea, în trupul Iisus Hristos, a să mă duc și pe latura asta, Dumnezeu a dat o chemare fiecăruia. N-ai cum să fii fericit și împlinit în biserică dacă nu faci nimic. Pentru că nu te simți important. Nu te simți valoros. Misiunea unui pastor, a unui slujitor care conduce biserica, este să găsească loc la fiecare. Asta este arta pastorală. Să găsești la fiecare să-i dai treabă. Fiecare este un mădular în trupul lui Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a făcut diferiți, dar Dumnezeu ne-a făcut pentru ceva. Să spunem toți amin. De aceea leneșii nu pot să fie fericiți niciodată. Pentru că nevoia lor de semnificație n-a fost împlinită niciodată. Toți care stau așa în biserică sunt niște neîmpliniți. Sigur că la un moment dat se vor da în spectacol și vor crea probleme, tot ei. Și bă, tot tu nu faci nimic, de-aia și face asta, pentru că el nu face nimic. Oamenii care lucrează pentru Dumnezeu sunt echilibrați, sunt liniștiți, sunt bucuroși, sunt fericiți, sunt împliniți. Și am auzit atât de mulți dintre ei și nu-mi trebuie nici frate Gabi, eu mă ocup de treaba asta. Eu nu mă duc în față, nu-i întrebe aia, pentru că nu-i pentru aia. Și atunci el face lucrul care Dumnezeu l-a chemat să-l facă, dar îl face cu toată inima, cu toată puterea, să se simte extrem de împlinit și împlinită. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Trebuie să fie împlinită și nevoia asta. Încă o dată, cele trei nevoi fundamentale, nevoia de Dumnezeu, nevoia de părtășie și nevoia de semnificație. Dumnezeu să le pună în toată adunarea și în toate inimile și Dumnezeu să facă să funcționeze treaba asta. Amin. Dumnezeu ne-a făcut diferiți pe bărbați și pe femei. De aceea niciodată o familie nu poate fi între doi bărbați, că e un dezastru, din orice punct de vedere. Ferească-ne Dumnezeu de ceva. Autorul care Dumnezeu ne-a făcut, ne-a făcut perfecți și din toată inima spunem astăzi autorului, glorie lui Dumnezeu în veci. Prima nevoie pe care o are soția ta, stimat bărbat, și te rog să fii mult mai atent la nevoia asta de azi, pe lângă cele care vi le-am spus, ea are nevoie de cineva, de un soț care s-o înțeleagă. Prietenul tău, Ionuț, mi-a dat un video, nu? Cu un vrăjitor care, nu, e o poveste. Un vrăjitor care îți spune la un, orice dorință îți împlinesc, dacă vrei să pleci, dacă vrei să te muți, dacă vrei mașini, dacă vrei tot ce vrei pe pământul ăsta, cu o baghetă magică, pac, pac, fac.
Spune ce ai vrea să fac. Și el spune, aș vrea să am o putere să pot înțelege pe nevastă. Acolo era să pot să înțeleg femeile. Eu am adus-o la... Și zice, mă iert, minunea asta nu o pot face. Ce vrăjitor. Adică cumva ar fi un lucru imposibil. Și eu vă spun că nu este imposibil. Asta este nevoia fiecărei femei, fiecărei soții, de un soț care să o înțeleagă. De aceea Petru a vorbit foarte clar și a cerut bărbaților multă înțelepciune. Și a zis, comportați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu soțiile voastre. Dându-i cinste, dându-i respect, ajungând toți bărbații la convingerea că ele sunt un vas mai slab. Mai firav, nu în sensul că nu pot duce mult, că în sensul ăsta sunt mai tari ca noi de 100 de ori. Sunt mai firave, mai plăpânde. Și bărbații sunt plăpânde, că am zis aseară de Solomon. Mai gingașe, mai uneori cad în tot felul de stări, foarte rapid. Și bărbatul trebuie să aibă capacitatea să o înțeleagă. Știu că noi de multe ori bărbați în fraza asta, eu nu te mai înțeleg, nimeni nu te poate înțelege pe tine. Nimeni nu poate înțelege în afară de tine. Tu ești cel care trebuie să o înțelegi. Această nevoie este foarte importantă și este cheia unei familii fericite. O să ajung la final să vă spun că nu se întâmplă nimic dintr-o dată și pentru treaba asta să știți că este nevoie de timp. Un copil care nu a fost băgat în seamă, deja a făcut o șmecherie acolo să-l bage mai cât în seamă. Deci, atunci când Dumnezeu a vorbit despre relația dintre un bărbat și o femeie, a vorbit tot timpul despre relația dintre biserică și Hristos. Păi câteodată întrebă, până când să te înțeleg? Exact până când te-a înțeles și Hristos pe tine, până la capăt. Dar vă spun un secret. Cu cât o înțelegeți pe nevastă și găsiți punctele slabe și tare și înțelegeți universul ei mai repede, cu atât e mai bine de voi și de mine. Cu atât se simplifică lucrurile. Bă, când tu știi problemele ei, știi cum reacționează la un moment dat, bă, atunci trebuie să fii înțelept și să știi cum să faci. Ea este în... M-a întrebat odată un bărbat și bă, mi-e greu să înțeleg, ce să fac? Am zis, iubește-o dublu. A zis, ăsta e cel mai ușor răspuns. Dar ăsta e și singurul. Nu există al doilea. Adică dacă vrei să fii dictator în casa ta, ai ratat povestea. Dacă vrei să o schimbi, am avut toți bărbații acum, criticându-l continuu, ai ratat direct. Asta e două chei greșite. Deci atâta trebuie să începi să o critic pe nevastă. Tu ești așa, tu ești așa, că ești terminat. A înțelege pe cineva înseamnă a lucra cu multă pricepere și înțelepciune pentru a putea să cucerești inima acelei persoane pas cu pas, nu dintr-o dată. Nu există magie. Primul pas al înțelegerii nevestei este ca să înțelegi oricare bărbat ești aici, cei care vi-ți însura băieții, că nu există femeia ideală. Asta este un punct care sper să-l puteți înțelege. Nu există femeie ideală. Știți că mulți bărbați și aproape toți avem niște momente așa când e greu în viață și bă, de ce nu m-am însurat cu aia lantă? Știți de ce? Trebuie să fim sinceri. Știți că eu sunt predicator sincer. Pentru că avem impresia că poate că aia lantă era mai ușor, mai... Nu există așa ceva. Întrebați-i pe aia, nu pe mine, pe aia care a divorțat o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, sunt celebritățile astea mai ales, de cinci ori. Și tot divorțează și o altă. Și eu așa ca un om mai puțin deștept. Mă uit la ei.
Și bă, prima nu a reușit, a doua nu a reușit, a treia nu a reușit, a patra nu a reușit. Așa îmi pare bine câteodată că fac asta, când dau seama că nu există. Nu există ideal. Când te însori, ai impresia că te însori cu cea mai perfectă ființă din planeta asta, că atunci așa trebuie să crezi că altfel nu te poți însura. Deci, asta e cea mai tare, mama, am găsit cea mai tare fată. Și azi am găsit cel mai tare băiat. Dar asta este o impresie foarte bună care se poate duce până la altar. După aia lucrurile se schimbă. Nu vă spun după cât timp. Cei care ne-am căsătorit știm foarte repede după cât timp lucrurile nu mai merg. Așa cum mergeau înainte ca unză, șnur. Nu pentru că noi am jucat un teatru. Noi am fost foarte sinceri, dar înainte de căsătorie toată lumea și-a pus armele lor cele mai puternice. Aranjați, pieptănați, parfumați, călcați, aranjată. De 10 ori trece până oglindă și înapoi și tot nu-i bine și așa mai departe. Punctuali. Dar eu când m-am dus la întâlniri cu nevastă mea, vreo 2 luni jumate, 3, am discutat cu ea înainte să mă însor. Nu mai mult, pentru că eram la 24 de ani și abia mă aștepta să mă însor. Știți? Și repede când am întâlnit-o și a fost voia lui Dumnezeu și nu mai intru în detalii. Și, bă, atunci tren era. Mă ascultați, nu erau mașini, trenul, meream cu trenul. Ea era în Gherla. Eu n-am întârziat niciodată la gară. Niciodată. O oră înainte. Mă plimbam în gară. Știi? Mă uitam să vină trenul. N-am întârziat niciodată. N-am ratat nicio întâlnire. După ce m-am însurat, am întârziat de sute de ori. Când ajungi? 5 minute. Mă sună ăla, 4. Bă, dar ea m-a înțeles. N-am jucat teatru înainte. Nu m-am mai putut. După aia am zis, băi, la mine în curte acum. M-a relaxat un pic. N-a plecat nicăieri, nu? Unde să pleci? Nu? Prima acțiune pentru a înțelege o femeie este să nu vezi în ea ființa perfectă. Că dacă vezi în ea ființa perfectă, vă invit pe toți bărbați la o continuă și nesfârșită suferință. Femeia care ți-ai luat-o este o femeie normală, nu ideală, cu plusuri și minusuri. Dacă ești deștept și înțelept și te duci din start așa, are plus, are minus, ca la baterie. Bă, lucrurile sunt mai simple. Bă, acum cred că nu se simte prea bine, reacționează într-un fel. E un minus atunci, dar înțelegi că va fi și mai bine mai târziu, mâine sau peste 3 ore. Și uite, așa se face. Perfecționiștii suferă cumplit. Eu am fost unul dintre ei. Așa că pot să predic lejer. Eu am citit cărți înainte, eu m-am pregătit pentru însurătoare, eu m-am echipat și asta... Dar am fost cel puțin decent că mi-am dat seama că primul care n-am fost pregătit pentru însurătoare nu a fost nevastă mai ce am fost eu. Pentru că nu te poți pregăti. Cum te pregătești? Te rogi de asta, da? Dacă te întâlnești cu ea față în față și spune una și sunt... Ea e diferită, ea e așa, crescut într-o lume a ei, vine dintr-o lume a ei, cu obiceiurile ei, cu stilul ei. Tu abar n-ai nimic din lumea aia. Nimic nu ai. Când intri în ea, te vezi deodată bulversat. Vai, cu cine m-am însurat? Am foarte mulți prieteni la care ăia sunt prietenii care își deschid inima și mi-au zis, și Gabi, după o lună jumătate mă gândeam, Doamne, iartă-mă, greșeala vieții mele că m-am însurat cu... Eu râd cu el și ei cu mine și noi cu noi. Astea sunt discuțiile bărbaților. V-au spus bărbații vreodată treaba asta? Nu, pentru că să tem că îi plezliți de nu se văd. Cu vorbele, bineînțeles. Da. Dar asta am simțit. Bine că și dumneavoastră la fel, dar ei nu știu. Eu am crezut că Gabi e așa, că e predicator, că ce poți să predici așa? Așa și așa, dar ce-i cu agitația asta, ce-i cu reacția asta, ce-i cu cuvântul ăsta? Erau eu însumi, într-o condiție diferită, însurat de acum. Așa că Dumnezeu să binecuvânteze toți bărbații, să poată să înțeleagă pe soțiile lor. Primul pas este să înțelegi că soția ta nu este ideală, ci este o persoană normală. Nu te căsătorești niciodată cu un produs finit, finisat. Te însori cu un material brut, cu foarte multe colțuri și denivelări. A bunul Dumnezeu, prin unealta care se numește Gabi Zăgreanu, va șlefui pe ea. Și bunul Dumnezeu, prin unealta care se numește ea, te va șlefui pe tine. Și uite așa, prin șlefuiri reciproce, de o viață.
La sfârșit vom fi cum trebuie. Nu zice nimeni amin. E nevoie de timp. Credeți asta? Cum să nu credeți că trăiți asta? Dar vă mai ajut cu ceva. Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 5, a vorbit de punctul ăsta. Și a vrut să spulbere idealismul. Și îl spulbere idealismul ăsta chiar în relația bisericii cu Hristos. Și spune, atenție, Hristos iubește biserica asta. Exact așa trebuie să iubești și tu, bărbatule, pentru că te vă întrebați cum a iubit Hristos. Uite, Hristos a iubit acceptându-ne exact cum suntem. Zice, biserica asta, o luat-o Hristos, o iubit-o. Pavel spune, nu ne-o luat Hristos când eram perfecți, când eram păcătoși. Dragostea ți-a arătat față noi pe când eram păcătoși. Hristos a murit pentru noi, da? Ne-o luat și o luat în mână biserica asta, care este și mireasa lui. Zice, o desăvârșește, o sfințește, se ocupă de ea, pentru ca într-un final, într-un proces, într-un final, o va înfățișa această biserică înaintea Tatălui, atunci, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Deci, există un proces de creștere spirituală, spuneți amin, există un proces de sfințire, spuneți amin, există un proces de desăvârșire și spuneți amin. Și Hristos lucrează pentru noi de atâția ani, la câți de aici ați fost perfecți după botez? Ați avut voi impresia că sunteți perfecți. Noi nu botezăm copii mici. Dar obișnuiesc să spun, nu botezăm niciodată oameni maturi în ce privește spiritualitatea. Noi tot niște copii botezăm spiritual. Pentru că ăia care se botează sunt născuți din nou și niște copii. Și spune Pavel, Petru, ca niște copii, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat ca prin el să creșteți în cunoașterea lui Iisus Hristos. Glorificat să fie numele Domnului. Glorificat să fie numele Domnului. Am mai botezat noi și de ăștia care știau tot și nu discutau cu nimeni și erau cei mai mari pocăiți. Toți s-au pierdut. Că Pavel a zis, când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, acționam ca un copil, dar m-am făcut o mare și când m-am făcut o mare, am lepădat ce este copilăresc. De aceea există un proces în lumea duhovnicească a lui Dumnezeu și noi trebuie să creștem. Doamne, ajută-ne la asta. Până ce va lua Hristos, spune stare, chip în noi. Așa că fiecare duminică, fiecare slujbă, fiecare program trebuie să fie un pas. Am crescut, am crescut, am crescut, am crescut. Până vom ajunge desăvârșiți. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! N-ați spus voi și eu lui Dumnezeu, înțelege-mă, Doamne, că vă stă slăbiciune. Doamne, te rog frumos, te rog frumos. Și ce-a făcut Hristos de atâția ani pentru tine, pocăitul ești pocăită? Te-a înțeles, te-a ridicat, te-a iertat, te-a mângâiat, te-a pus din nou cu piciorul pe stâncă dacă ai alunecat. Iar te-a pus, iar te-a pus, iar te-a întărit, iar... Tot așa va face până ce într-o zi vom fi ce în ce mai puternici și mai buni. Doamne, ajută-ne! Așa este și în familie. Așa sunteți invitați bărbații să vă iubiți nevestele, înțelegându-le. Da, Domnul să binecuvânteze toți bărbații cu putere. Vrăjitorul zice că nu se poate. Eu zic că se poate, pentru că noi nu suntem vrăjitori, noi suntem copiii Dumnezeului Celui Viu. Și tot ce învățăm din relația noastră cu Hristos, punem în aplicare în relația noastră cu soția, prima dată. Și apoi cu frații, cu surorile și chiar cu vrăjmașii. Așa că a doua nevoie a soției este că ea trebuie acceptată exact așa cum este ea. Exact așa cum este ea. Și vă rog foarte mult, bărbaților, am atins punctul ăsta, îl așez acum, nu încercați să vă schimbați soțiile criticându-le. N-aveți nicio șansă. Eu am încercat asta. Și voi, nu? Te rog să fii așa dacă odată de acasă. Asta tot timpul mea, pe nevastă mea, care unii dintre voi știți, este o femeie așezată așa, da? Vă rog să înțelegeți. Am întârtat-o. Când o criticam, avea chestiunea asta. Ea se închidea în ea. Pac! O mai deschid eu, omul. Voi să vezi efortul, dragă, să vezi că de fapt n-am vrut să zic că asta e un chin groaznic. Păi, după o anumită vreme, nu mă întrebați după anumită vreme, că nu vreau să vă spun. M-am prins. Știți, odată m-a întrebat, zice, Gabi, oare de ce la început așa ne certam mai des de atunci? M-a întrebat într-o zi.
Iar am zis să-mi spun așa, nu-i spiritual, răspunsul ăsta nici nu sună prea bine, am zis că erau un pic proști. Și zice ea, ai dreptate. Acum ni dor să ne mai încercăm câteodată. Vă dați seama că acum am și scus cu treaba asta, trebuia să-mi pună plasticurile astea de la cămaș. Ni le pune separat într-o punguliță și data asta uitat. Și am scris ieri, dragă, nu le găsesc. Unde le-ai pus? În geamantan, în geant? Și îmi scrie ea. Prima dată îmi trimite o inimă. Am zis, clar. Ele sunt artiste. Inimă la inimă. Și te rog să frumos să mă iert că nu ți le-am pus. Le-am uitat pe bar, știi tu, oboseala. Bine, dacă asta se întâmpla în primul an, nu-i răspundeam vreo oră să o țin. Da. Acum i-am spus, lasă, dragă, mă descurc, după aia ne-au trimis 5 inimi. Bă, lasă, că n-are nimic. Eu aveam o foarfecare, îmi făceam din plastic două, da. Acum care-i problema? Da. Deci vreau să vă spun tuturor că nu schimb niciodată nevasta cu critică. Discuți până fierbe ceaiul și se duce tăgii pe aragaz. Domnul să binecuvânteze toți bărbați. O a treia nevoie a soției este că are nevoie de un soț care să-i fie fidel. Vrea bărbatul ei să fie doar pentru ea. Nu vrea să-l împartă sub nicio formă cu nimeni. De aceea ele tot comentează și la chestiunea asta. Iar stai cu prieteni, iar stai cu prieteni. Nu așa că vă enervează câteodată chestia asta când ele tot spun și mie tot îmi bate, că am un loc unde bem cafeaua în Beclean. Iar Lichenda, Lichenda, Lichenda! Și dragă, care e problema? Mă, câteodată mă revolt. Și după aia îmi dau seama, ea mă vrea pentru ea, mă, bine că zice. Dacă n-ar zice, du-te, bărbat, și stai 7 ore acolo. Bă, când ele comentează că ai stat prea mult și asta, să vă bucurați, bărbați, fiți. Că sunt destulii care spune, nu-l duci, nu-l duci. Erau care îmi spune, du-l în misiune, du-l, iar. Îmi dau seama că era o povară pe ea și iar și du-l. Da. Când ele comentează că stai prea mult, că nu vii, să vă bucurați pentru că ele vă doresc, pentru ele, să fiți acolo, să fiți, să vă vadă. Asta este o dovadă de dragoste, nu dovadă de altceva. Este o nevoie a lor. Ele vă vor acolo, lângă ei. Să nu credeți că asta este o predică pentru moderni. Modernii nu acceptă predica mea de azi. Modernism nu se calcă nimeni pe picioare. El cu mașina lui, ea cu a ei, ea cu portofelul ei, el cu a lui, ea cu prietenile ei, el cu prietenii lui, fiecare cu lumea lui. Asta e lumea modernă. Nu ce vă spun eu aici, e demodat. Adică demodatul ăsta înseamnă Biblie. Să spunem cu toții binecuvântat să fie numele Domnului. Și ca să mă credeți, vă aduc aminte de părinții voștri și ai mei. Bă, tata cu mama erau nedezlipiți, era și lumea aia fără serviciu cu agricultura. Bă, zicei că erau sudați. Sudați unul de altul. Am auzit și pe familia care am fost el frați și puteam să stau, eu nu stau fără ea, zice. Așa a zis, frate, nu stau fără ea. Mi-a plăcut, n-am uitat asta. Eu le culeg astea. Deci nici lumea ta nu poți fără ea, nu numai eu. Asta e bine. Și bă, ăștia tot împreună era. Îl vedeam pe tata, bă, când tăia porcul, când făcea orice. Și unde-i maică ta? Mama, 5 minute, a intrat în casă. Bă, dacă nu-i dădea ea mână, dacă nu-i ținea, dacă nu-i făcea, tot timpul era mufturos. Era, măi, o grămadă de copii pângă, ia tată, azi bă, că voi nu știți. Și vine mama, ți-i țină, el acolo, să-i dea ea cârpa la por, să șteargă. Doamne, îl iubesc pe tata acum. Mă, atunci ziceam că e un încăpățânat, că nu-i bine cu el, că tot cu mama, cu mama, mama, un cui. Și cuile să le țin în mână, zice, da, aici cuiu și taș. Deci orice, erau sudați. Și mă întrebați de ce duceau câte 50-60 de ani împreună și, cum ați spus mai devreme, ajungeau că și semănau unul cu altul fizic. Pentru că dragostea, pur și simplu, după trecerea anilor, te face să semeni și fizic unul cu celălalt. Și asta tocmai din cauza că suntem mult timp împreună, să întipărește așa ceva, nu știu, este ceva care nu am explicații foarte raționale.
Și bă, seamănă, și de aceea când pleca câte unul, rămânea în pustiu, acolo, nu se să... Tata a plecat vreo 15 ani înainte de maică-mea. Vă dați seama, maică-mea nu se îmbariți, să vreți. Am prin zona mea niște văduve care și-au pierdut soții, mamele la doi prieteni ai mei. Una au pierdut pe soțul său la 27 de ani, 5 copii, una la vreo 30 de ani și iară o casă de copii. Am îngropat-o pe una dintre ele la 63 de ani, până la capăt. A fost o onoare să predic la mormântarea unei asemenea femei. Până la capăt. Iertați-mă, a strict 3-4 luni să-mi soară. Moare nevasta la 5 luni, altă. Nu vreau să judec pe nimeni că stărei până la moarte, să-mi scriu toți în Biblie, în regulă. În mintea mea nu prea să-mi scriu. În 5 luni nu poți să-ți revii dintr-o durere de cap. Nu după ani de zile lângă o ființă care ți-o da și prunci. Să mă iertați. Soția are nevoie să fie al ei și Dumnezeu să ne ajute să fim fideli soțiilor noastre. Cineva a spus de viața intimă, că eu nu predic niciodată la conferințele de familie, de viața intimă, de sex, de asta, să nu mă chemați niciodată pentru zona aia. Public niciodată nu predic. Sunt colegi de-ai mei care o fac, să duc, explică, să fie cu toții sănătoși. Privat putem vorbi de niște probleme, sunt pastor și am vorbit de toate, dar public nu. Nu dau eu idei la nimeni, cred că știm prea multe pe zona aia. Asta e părerea mea. Dar pot să spun fraza asta, în zona asta a vieții intime. E o imagine și viața intimă e ca focul în sobă. Focul în sobă e bun. Dacă îl scoți afară din sobă și îl pun în casă, îți aprinde casa. Și cred că v-am lămurit. Lăsați povestea aia pentru familia voastră. Acolo e bine, e un scop al lui Dumnezeu, dar în afară aprinde. Și mulți și-o da foc la casă. Așa că a treia nevoie a soției este de un bărbat fidel. Domnul să binecuvânteze toți bărbații și toate soțiile. Îmi pare o bărbat că nevoile voastre și ale mele rămân așa cu un timp foarte scurt, dar în 10 minute e foarte bine. Prima nevoie a unui soț este că el are nevoie de o soție care să-i fie supusă. Ajungem aici la punctul fierbinte. Știu că am văzut surorile foarte fericite pentru predica mea, dar nu știu de aici încolo, fericirea voastră nu va fi dărâmată. Deci bărbații ăștia și ăsta are nevoie de o soție care să-i fie supusă. Noi știm cel mai... Știm multe versete bărbații din Biblie. Ăsta îl știm cel mai bine. Păi o ziua și noapte. Domnul ți-a vorbit și ține în Biblie să fii supusă. Și știm și detalii. În toate lucrurile. Povestea asta cu supunerea este reală, este absolut normală, dar uneori cred că a fost înțeleasă puțin greșit și a asociat supunerea asta cu un fel de dictatură din partea bărbaților la care stimatele neveste ale noastre trebuia să adere, vreau, nu vreau. Termenul supunere, cu rădăcina din greacă, se numește hapatos, care tradus înseamnă aderare de bunăvoie la o anumită ordine. Nu înseamnă sclavie. Înseamnă a adera de bunăvoie la o ordine pe care cineva a așezat-o. Și cel care a așezat-o este Dumnezeu. Este Dumnezeu, este Hristos, este bărbatul și este nevastă. Și după cum noi am aderat să ne supunem lui Hristos toți, de bunăvoie, cu drag, și din aderarea la voia lui Dumnezeu am făcut nu o sclavie, ci o onoare. Așa e, frați și surori, este o onoare să fim supuși lui Dumnezeu? Cea mai mare! Așa trebuie și dumneavoastră, soțiile, să vă simțiți onorate.
respectându-vă bărbații și fiind supuse lor. Să mă iertați și voi, femeile și soțiile, ca niciodată, poate de când îs eu pe planeta asta, n-am văzut atât de multe femei care nu-și respectă bărbații. Nu îi respectă în public. Îi umilesc, efectiv. De multe ori zic, bă, dacă nevasta mea ar face ceva, nu știu ce ar face. Iertați-mi cu tot ce sunt. Tași-mă din gură, îi fac umilință, efectivă. Se poate așa ceva? Nimic nu dă mai prost pentru o familie decât o nevastă care pur și simplu își umilește soțul în public. Atunci mă întreb cum e acasă. Mă întreb unde e respectul. Nu ai voie să faci asta. Este degradant, este jenant și este o ieșire pe față din ordinea pe care a așezat-o Dumnezeu. O asemenea predică ținută în Irlanda a stârnit o bancă de irlandeze care a fost prezente la nunta asta și când s-a terminat predica, toate au fugit deodată aproape ca la sprint la 100 de metri la mireasă. Să-i spună, ferească Dumnezeu, că le-a fost tradusă predica, ferească Dumnezeu să asculți de predicatorul de azi. Nu se poate așa ceva. În ce lume trăim tu să fii dependentă de bărbat, să-l respect, să-i fii supusă? Ești nefericită din start, să n-asculți de el. Tot eu merg și o apăsat acolo. Pentru că asta înseamnă lumea în care trăim. În care Biblia nu mai are nicio valoare. Așa se face că în țările occidentale, mi-a zis și o familie, zice, aici în Germania, e în start, fiecare nevastă care să, fiecare fată care se mărită trebuie să aibă serviciul ei, banii ei, contul ei și portofelul ei, că nu știe când o lasă și ea trebuie să fie independentă. Serus, serus, 5 minute s-a rezolvat problema. Tu e la dreapta, eu la stânga. Unde mai există cinste, respect și așa mai departe? Ea cu lumea ei și el cu a lui. Eu vreau să spun ceva despre dumneavoastră. Eu nu sunt femeie, eu sunt bărbat. Dar sunt căsătorit cu o femeie de ani care vi-am spus. Cea mai mare satisfacție pentru o femeie și cea mai mare împlinire pentru ea este să stea lângă un soț înțelept și să-l respecte și să-i fie supusă lui. Cea mai mare onoare. Niciodată într-o femeie nu există această împlinire să conducă ea. Niciodată. Deschid o paranteză pentru o excepție, nu pentru regulă. Sunt și bărbați mai bleguți așa, care nu sunt capabili uneori să-și conducă familia și ele, săracele, trec peste rolul lor și fac mai mult decât trebuie să facă. Citez o asemenea soție care mi-a spus, zice, am obosit să fac și povestea lui. Și aș vrea să fiu și o mamă pentru copiii mei și soție. Dar trebuie să fie mult mai mult decât atât. Din cauza că bărbații ăia nu au înțeles prima parte a predicii care am ținut-o astăzi. Așa că asta sunt excepții. Regula este că fiecare femeie este împlinită stând sub autoritatea unui bărbat. Pe nevastă, și când merg la nuntă cu ea, zice, nu te pleca, că eu mă simt bine sub autoritatea ta și lângă tine. De aceea există un gest fizic pe care vi-l spun acum și pe care îmi veți da dreptate și soțiile și soții că se întâmplă. Deci momentul cel mai înalt de liniște, de odihnă pentru o soție este când își așează capul aici pe pieptul bărbatului. Ea în general este mai mică ca bărbatul. Nu vorbim aici de tocuri. Dar oricum ar fi, când își așează capul pe pieptul lui aici, ăla este momentul ei de repaus, atunci uită toate durerile ei, toate problemele ei și este un punct maxim. Am cercetat asta. Atunci se simte protejat, atunci zice, lasă-mă să mă pun. Tot răul din lume pleacă atunci, parcă nimic nu mai poate atinge. Asta este supunerea. Asta înseamnă onoarea de a te așeza la adăpostul și protecția unui bărbat.
Iar bărbații au nevoie ca voi să fiți niște soții care să îi onorați în felul ăsta. Lăsați-i să se simtă ceea ce sunt. Să-i respectați pentru că ei vă aduc pâinea pe masă. În mintea unui bărbat sunt o grămadă de probleme. Mă întreabă și nevastă, ce te zbați așa? Îți, draga mea, sunt responsabil pentru tine. Și pentru ce pui tu pe masă? Sunt responsabil pentru copii. Sunt responsabil pentru casă și pentru tot ce există aici. Sunt responsabil pentru direcția casei, pentru spiritualitatea ei, pentru tot ce înseamnă familie. Eu sunt responsabil în fața lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să-i respectați. Pentru rugăciunile lor, pentru luptele lor, care nu vi le spun toate. Nu vi le spun. Sunt convins, dar nici eu nu le spun nevastă. De câte ori mă rog pentru ei și pentru ea și pentru copii, îi scald în lacrimi de multe ori când sunt singur. Și cred că pentru asta merit, nu? Să mă simt în casa mea respectat. De aceea și ei merită să fie respectați. Vă rog, stimate soții, să nu faceți greșeala să vă comparați soții voștri cu alții. Vă rog foarte mult. Mai ales pe zona asta a adunăturilor lucrurilor materiale. Că aici am văzut multe femei care și-au împins soții și familia înspre dezastru. Noi nu avem ce are ăla. Uite cum au reușit. Ultimii am rămas. De curând am auzit asta. Cei mai slabi din tăi neamul nostru suntem noi. Tu nu știi să faci nimic. Tu nu ești bun de nimic. Tu nu ești asta. Ăsta nu-i respect. Păi s-ar putea să ai un soț puțin mai bolnavicios. Mai firav. Nu e atât de șmecher cum sunt alții. A fi supus înseamnă a-ți respecta soțul tău exact așa cum este. Tai o pâine în patru și mănâncă. Și spune, ăsta e soțul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Amin, surorile? Amin? Aveți cel mai grozav bărbat pe care Dumnezeu vi l-a putut da pe pământul ăsta. Nu există nimeni ca el. Și tu știi asta. Respectă-l, iubește-l. Și împlinește-i a doua nevoie a unui soț. Vă scot din momentul ăsta așa mai profund, dar l-am dorit să fie, Domnul să fie binecuvântat pentru el. Și a doua nevoie a unui bărbat este nevoia de a fi apreciat. Deci, dacă vreți să vă divulg așa, mă iartă încă o dată bărbații. Cel mai slab punct a unui bărbat este ăsta. Avem mai multe, dar asta este unul dintre ele. Dacă dumneavoastră nu ne apreciați, pornind de la un cui care îl batem în perete și nu spui cum l-ai bătut, nu-l bate nimeni, noi toți bărbații, deci cât de tare ne vedeți, suntem terminați. Eu sunt primul. Deci, bă, orice fac, pot să-mi zic copiii, vecinii, lumea toată, bravo așa, bă, dieta ce, eu sunt terminat. Predic la biserică, să mă duc în zona mea, predic în Beclean la biserică. Domnul să te binecuvânteze, frate, la noi există asta, puteți să o las și voi, au nevoie predicatorii de astăzi, felicitări, nu toți fac, am câteva persoane care tot timpul mă așteaptă pe ori și mulțumim, felicitări, frate Gabi, Domnul să te binecuvânteze, mulțumim pentru predică, pac, intru în mașină, dreapta Mariana, urcă, în general e când vorbește, vorbește în primele 5 minute, taci, deci tot cerul cade pe mine, așa se învârte. Uitați de Costel, că Domnul a vorbit azi, bă, o fi. Ea tace, ea mă evaluează cel mai bine. Ceva nu e în regulă, ceva. Și deja sunt agitat, deja nu, respirația mea e alta. A mine că i-am învățat asta. Da. Dacă ne intru, zice. Vă citesc pe ea acum, asta e fraza ei, a voastră fi alta la apreciere. Nu ți-i rușine, Gabi, când zice asta. Deci îți printre stele, mă plim, cobor, vin. Când zice, nu ți-i rușine, te-ai predicat așa de bine. Cum? De unde? Cum ai putut? Păi ce faci aici? Și zic, gata, nu zic nimic. Lasă, dragă, harul lui Dumnezeu, dar nu mai eu știu. Mai eu știu pe unde mă plimb. Deci ăsta e punctul bărbaților slab, pe care îl puteți umbla la el ca să-i faceți fericiți.
Nu vă imaginați tot timpul că altceva îi face. Avem mai multe, dar ăsta este punctul care vi l-am dezvăluit tuturor femeilor astăzi. Deci ei, dacă nu-i apreciez, sunt terminați. Invers nu e așa. Voi nu aveți nevoie asta. Păi nevastă mi-a mută casa invers. Canapele, tablouri, care ia chestia asta. Îi place tot să le mute până casă. Cred că mai sunt femei care fac asta. Și tă le mută și eu intru în casă. Vă dați seama. Intru în casă și eu nu văd nimic. Mă duc, dăm să mânc. Bă, tată, nu vezi ce am făcut aici? Ce? Mă uit, bă, zici că am orbul găinii. Până la urmă știi dacă le-au pus chiar foarte șucat, mai... A, da, ai mutat asta. Păi, n-are nicio treabă. Și am vrut așa să arăt că nu... Deci, vă place să fiți apreciate, clar, dar nu e asta punctul vostru cel mai mare. Dar la bărbați, dezastru. Tund iarba până asta, aranjez grădina, tot. Uite, nu ia să ia afară să zice, vai, Gabi, ce fain. Și nu este grădină pe... Bă, dar știi ce sensibil suntem și ai, ce faină e casa asta, grădina asta. Deci eu sufăr, adică ui, mai tare decât a mea, deci nu înțeleg asta. Ăștia suntem noi bărbați. De aceea vă rog, stimate soții, să-i apreciați. Nu fals, să-i apreciați, efectiv. Bă, pus furculiță, a pus-o invers. Bravo! Suntem un fel de copii aici, la punctul ăsta. Da. Domnul să binecuvânteze toate surorile, da. Bărbatul are nevoie de o soție supusă și de o soție care să-l aprecieze și să-l încurajeze întotdeauna. Are nevoie de treaba asta, are nevoie ca un copil să fie mângâiat. Tot la punctul ăsta. Mai mângâie așa pe față și vai dragule, ca tine nu-i nimeni. Și așa ne adunăm ca și copilul ăla în leagăn și adormim pe loc câteodată. Așa-s bărbații. Și n-ai zice că bărbații sunt așa. Bărbații... Nu, mă, sunt niște copilași drăguți. Și dacă știți cum să ne legănați, o duceți foarte bine cu noi. Foarte bine. Și o să vedeți că puteți să faceți din noi aproape orice vreți. Le-am dat, mă iertați bărbați, le-am dat două cheie azi, care dacă le folosesc, dar e foarte frumos, e foarte frumos. Asta este viața de familie pe care Dumnezeu a gândit-o. Din toată inima, binecuvântat să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Domnului, binecuvântat să fie numele Domnului. Și ca să vă duc în zona spirituală, ca să am argumentul, știți, una din misiunile bisericii în raport cu Iisus Hristos este să se închine și să laude în permanență numele Lui Cel Sfânt. Și Hristos și Celul se bucură, se prezintă când? Spuneți unde se prezintă? În mijlocul a ce? Mai tare, în mijlocul? Și ce înseamnă o laudă? A aprecia pe Dumnezeu și tot ce este El și tot ce face El. Hristos este între noi atunci când îl apreciem și se simte bine, dacă pot să spun asta, și se simte împlinit pentru că biserica laudă și îl glorifică. Să spunem încă o dată din toată inima, gloria lui Dumnezeu. Iar bărbatul reprezintă pe Hristos. Unii să se simtă și el bine, în mijlocul laudelor. Amin. Și sigur, avem o nevoie comună, care am spus-o și la femei și o să spun și la bărbați, și bărbații au nevoie asta să aibă lângă ei o soție fidelă. Numai pentru ei. O femeie cinstită este cununa bărbatului. Dar o femeie care umble pe unde nu trebuie, zice Solomon, e ca putregaiul în oasele lui. Și imaginați-vă cum arată un bărbat trădat, cum sunt oasele lui până-untru. Știți de ce a folosit imaginea asta, cred, putregai în oase? Că ăsta e terminat. Nu mai are putere, nu mai are vlagă, nu mai are echilibru, nu mai are stabilitate. Ceea ce îi dă stabilitate și echilibru în bărbat este o femeie cinstită. Este o femeie fidelă. Așa că vă rog să vă stea picioarele acasă, să vă bucurați de bărbatul vostru și voi să bucurați de nevasta voastră. Amin. Să vă bucurați de familia voastră cât puteți de mult, pentru că asta este un dar de la Domnul. Bă, când un bărbat știe că are lângă el o familie, o soție cinstită, are nu fug ochii și alta în altă parte, ăsta e echilibrat, nu-mi imaginez cum ar fi la ora asta. Eu să am
un punct cât un purice de dubii față de nevastă pe zona asta. Nu-mi imaginez cum ar fi. Nici nu vreau să-mi imaginez. Bă, eu am o liniște perfectă. Așa este normal. Deci lumea în care trăim zice că asta este o prostie și o nebunie. Lumea lui Dumnezeu asta spune că e o normalitate. Amin? Dacă vreau să vă spun, nu pentru dumneavoastră, pentru cultura voastră. Un bărbat nu poate pe pământul ăsta să iubească decât o singură persoană. Aviz celor care mai spun, bă, n-a luat Dumnezeu derogarea să bage Vechiul Testament, să ai mai multe femei, ce să faci cu ele? Spune-mi ce să faci. Crezi că ei au fost fericiți în Vechiul Testament? Nici vorbă. E ca și cum ai ceva și mai vrei și mai vrei și niciodată nu ești mulțumit. Exact asta era. Păi n-a vrea, nu i-a zis Dumnezeu lui David, bă, dacă ai fi vrut, ți-aș mai fi dat. S-a dus și a omorât pe ăla și... Dezastru tot. Să știți, pentru cultura dumneavoastră generală, un bărbat poate iubi o singură nevastă, cu adevărat, una singură. Și o femeie poate iubi un singur bărbat. Așa ne-a construit Dumnezeu. Poți să slujim un singur stăpân, doi niciodată, și că îl iubești pe unul, îl cinstești pe celălalt. Slujești pe unul, îl trădești pe celălalt. Nu există, nu puteți. Așa e spiritual, așa e și... Nu se poate. De aceea, fiecare să fie mulțumit în locul și cu cine te-a așezat Dumnezeu. Să știi, stimate bărbat, că nevasta ta e cea mai bună persoană în univers. Nu mai există niciuna ca ea. Nu teoretic, real. Am discutat nu de mult, merită să vă spun și asta ca în final, cu un bărbat care a murit soția și s-a recăsătorit, dar nu cum am spus mai devreme. A stat ok, a avut 40 și ceva de ani când i-a murit nevasta. Pentru bărbați e mai greu să rămână singur și există o logică și o rațiune aici. Nu se descurcă din multe puncte de vedere. Și mi-a spus, Gabi, într-un fel îmi pare rău că m-am recăsătorit. Dar am zis, de ce? Deci eu visez noaptea pe prima. Și mi-e jenă de a doua. Se comportă cu mine extraordinar, dar nu. Am zis, bă, ești un om pe care o să-l prețuiesc toată viața când mi-ai spus adevărul. Zice, aș face orice dacă s-ar mai putea întoarce soția mea prină. Cu siguranță și ea a fost foarte imperfectă. Pe aia iubit-o. Nu mai poți. E ceva care e tradus într-o logică până la capăt. O persoană iubește-o singură dată în viață, să ține asta. Dacă ți-a dat Dumnezeu o soție, iubește-o pe ea până la capăt. Și iubește-l pe el până la capăt. Știți că împlinirea acestor nevoi aduce fericirea în viețile noastre. În rest, banii astea, ați văzut că n-am predicat nimic despre ele. Confortul, astea-s pe deasupra. În rest, nevoia de Dumnezeu, nevoia de părtășie, nevoia de semnificație. Soțiile cu nevoile voastre, soții cu nevoile lor, împlinindu-ne unii altora nevoile și apoi cu Dumnezeu, vă declar fără nicio rezervă niște familii fericite. Pentru că eu sunt unul din predicatorii care cred în fericire. Și fericirea este cea care este legată de Dumnezeu și de cuvântul Său. Deci de la un cap la altul al Scripturii spune ferice de, ferice de, ferice de, ferice de. Și Dumnezeu însuși se numește prea fericitul Dumnezeu. Și mă rog ca prefericitul Dumnezeu din care își trage obârșii orice familie să vă binecuvânteze casele voastre, inimile voastre, relațiile voastre. Și doresc să vă mai revăd în situația asta de familiști și să vă bucurați, pentru că așa cum anticipam aseară, poate că vor veni niște ani când voi veni mai rar la tineret, dar mi-ar place să mă regăsesc pe zona asta familiei, că acum, după 24 de ani și jumătate cu nevastă mea, chiar cred că pot să zic câte ceva. Vă iubesc din toată inima și bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.